Ce rachete de top se vor produce în România? Știm cu toții că România are deja baterii de rachete performante HIMARS sau Patriot, însă știrea potrivit căreia România a semnat împreună cu firma de top Raytheon un contract de câteva sute de milioane de dolari pentru producția rachetelor interceptoare de tip SkyScepter la fabrica electromecanică Ploiești este o veste dintre cele mai bune. Compania națională Romarm, Electromecanica Ploiești și Raytheon Missiles and Defense au semnat un memorandum prin care se angajează că vor fabrica rachete interceptoare SkyScepter pentru sistemele Patriot în România. La Electromecanica Ploiești, compania americană Raytheon, producătorul sistemului antiaerian Patriot, achiziționat de România, vrea să deschidă o linie de fabricație pentru interceptori SkyScepter, o rachetă mai ieftină care va fi propusă tuturor statelor Patriot din lume. Romania decided to buy Patriot last year. Raytheon has started building Patriot for Romania in early 2017 to meet Romania's air defense requirements. Since then the Patriot air defense unit is in our production facility being produced. In the meantime, we have sought out Romanian partners to enter in our supply chain for Patriot globally. The first partner was Aerostar, as MOU signed with them in 2017 October. We are currently looking to sign an MOU with Romero for the same process to build parts, machine parts in Romania for Patriot. Romania is buying the latest and most modern Patriot air defense system. That would be comprised of generators, command and control units, radars, antenna mass group, and launchers. The Patriot comes with three different missiles designed for different target sets. Patriot has the ability to intercept aircraft, UAVs, ballistic missiles, and cruise missiles. The system being produced for Romania is the latest hardware and software version that is currently in use by the U.S. Army. The name and the physical features of Patriot are the same as it was originally manufactured in 1982, but that's the only part that's old. The rest is modern and updated. I can speak to what Patriot brings to the air defense picture. What Patriot brings is a 3,000 ground test, 1,400 flight test, 250 combat engagements, 100 combat engagements since January of 2015. So a thoroughly tested and combat proven system. Wesley Kramer, președintele companiei Raytheon, a explicat că SkyScepter este un interceptor cu rază lungă de acțiune care are costuri reduse și este dezvoltat pentru a apăra împotriva rachetelor balistice și de croazieră și este propus pentru integrarea viitoare cu sistemul Air and Missiles Defense. Cât privește sistemul Patriot, pentru care România a plătit deja 3,9 miliarde de dolari pentru 7 sisteme cu rachete Solar, reprezentantul Raytheon spune că în 2022 vor fi livrate încă 2 sisteme. SkyScepter este un interceptor care are costuri reduse și este dezvoltat pentru a apăra împotriva rachetelor balistice și de croazieră și este propus pentru integrarea viitoarelor sisteme Air and Missiles Defense. Interceptorul SkyScepter a fost dezvoltat împreună cu izraelienii de la Rafael ca parte a sistemului antirachetă David Sling al Israelului. SkyScepter este văzut ca o soluție plug and play pentru sistemul Patriot, adică e compatibil direct cu sistemul fără alte modificări. Dacă ați vizionat până la capăt acest material, vă rugăm abonați-vă la canalul de YouTube